Vești bune pentru Buzoieni anunțate astăzi de primarul Constantin Boșcodeală. Mai întâi, edilul șef a anunțat că în caz de apă murdară se va acorda reducerea de 30%. Dacă sunt cazuri punctuale, vă rog să mi le aduceți la cunoștință. Deci dacă sunt cazuri punctuale, legislația este exactă, hotărârea de Consiliu este exactă. În cazul în care compania de apă aveți cazuri în care nu aplică această hotărâre, vă rog să mi aduceți la cunoștință. Care vă referiți, la ordinul la NRSC sau la hotărârea Consiliului Local? Spun acum, și hotărârea de Consiliu Local și lege. Amândouă sunt în funcțiune în momentul de față și rugămintea mea e ca asociațiile de proprietari care consideră că nu sunt respectate aceste drepturi, îi rog să mă sesizeze. Mai apoi, primarul a anunțat că anul viitor va începe în sfârșit marea asfaltare. Aș vrea să vă spun că ieri au fost reprezentanții BERD și ai consultantului lui Berger. Am stabilit un calendar de acțiuni, lucrurile au fost definitivate din nou. Societăți comerciale foarte mari se arată interesate, fac referire aici la Strabag austrieci și Da Vinci italieni, se arată interesați, au înțeles mecanismul parteneriatului public, pentru că de fapt la licitație nu s-a prezentat nimeni la început, pentru că era un lucru nou. Se pare că acum vor fi foarte interesați și sper că într-adevăr din primăvara anului viitor să înceapă lucrările. Grație faptului că prețul gazelor nu se va modifica în următorii 2 ani, nici prețul gigacaloriei la Buzău nu va crește. Nu, este foarte clar că prețul gigacaloriei nu va fi afectat. Noi ne dorim chiar ca în timp prețul gigacaloriei să scadă. E puțin cam greu având în vedere că prețul gazului crește în continuu, dar sper ca prin un randament mai bun al tuturor factorilor, mă refer aici și tehnici și personal și așa mai departe, mă gândesc ca prețul cel puțin măcar să rămână pe loc, astfel încât primăria să subvenționeze cu aceeași sumă ca până acum. Repet încă o dată, populația nu trebuie să-și facă nicio problemă, pentru că prețul pentru populație este 185 de lei pe gigacalorie. Prețul real, să știți, este 460, diferența fiind suportată de către Primăria Municipiului Buzău. Va fi menținut acest preț? Fără discuție, decizia a fost luată, cel puțin pentru iarna anului 2015, nici nu se pune problemă. Și având în vedere că prețul gazelor rămâne neschimbat 2 ani de zile, cred că e foarte clar că prețul nu va crește.